Garda de mediu din Mehedinți continuă acțiunile pe raza județului. În urma acestora, ieri a fost depistată cantitatea de peste o tonă de deșeuri electronice. Documente? Aveți un fel de document? Nu avem. Bun, lucrăm, lucrăm, facem lucrări. Da, șefule, da, lucrăm. Ce să zic, avem, de ce să mințim? Okay. Garda de mediu din Mehedinți a desfășurat în cursul zilei de ieri împreună cu poliția din Drobeta, Turnu Severin, o acțiune pe raza municipiului, în cadrul căreia a fost depistată o autoutilitară care transporta acumulatori auto-uzați, anvelope uzate și fier vechi. Comisarii gărzii de mediu au descoperit că transportatorii nu dețineau documente pentru marfa transportată. Pe baza informațiilor primite, a mai fost identificată încă o autoutilitară care încerca să se sustragă de la control. Ambele autoturisme au fost confiscate. Împreună cu poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin, am desfășurat o acțiune pe raza municipiului. Am reușit să identificăm în trafic o autoutilitară care era plină cu deșeuri electronice. În urma discuției cu șoferul acesteia, am înțeles că mai este încă o autoutilitară pe raza orașului care a încercat să se sustragă controlului. Am reușit identificarea și acestuia undeva la ieșire din Drobeta, Turnu Severin. A fost condus la sediul gărzii de mediu, au întocmit documentele necesare. Aceștia au fost sancționați cu o amendă de 15.000 de ron și am confiscat cele două autoturisme. De asemenea, vom merge pe fir și vom vedea exact de unde au reușit să ia aceste deșeuri electronice și cei care le-au dat aceste deșeuri or să fie sancționați. De obicei, transportatorii valorifică deșeurile electronice la colectorii de fier vechi, cupru sau alte metale, ridicându-le de la persoane fizice ce doresc să scape de povara deținerii unor electronice defecte sau nefuncționale.